de porc. Carnea de porc este și ea o carne care, prin tradiție în țara noastră, se mănâncă mult. De-aia întreb. Ea este o carne grasă. Trebuie să avem în vedere că, în general, carnea pe care o găsim în galantare provine din ferme și acolo animalele cresc ca făt frumos. Din lacrimă. Așa. Nu zic acum că sunt ferme și ferme în funcție de responsabilitatea acelui care o conduce, dar ele sunt crescute cu foarte multe substanțe care favorizează creșterea rapidă și Hormon ele, de hormon de creștere, creștere în general. îngrășăminte. Așa, nu mai pomeni foarte mulți. În prezent, o paranteză e alta, sunt vreo 600 de substanțe care se utilizează atât în agricultură, Da. insecticide, erbicide, Pesticide. fungicide, Să așa, reziste fructele, legumele, și în etc. industria cărnii sau alimentară, coloranți, antiaglutinanți, afânători, potențiatori de gust. Deci vreo 600 de substanțe considerate poate intempestiv sigure pentru starea de sănătate, pentru că nu știu să fost studiate ultratemeinic pe termen lung, care au structuri foarte asemănătoare cu structurile noastre, cu hormoni. Din punct de vedere medical se cheamă disruptori endocrini. Și noi ar trebui să căutăm să consumăm alimente cât mai puțin procesate industrial, pentru că sunt încărcate de aceste substanțe. Și de-aia un principiu ar fi să păstrăm lucruri simple în alimentație. Bun, dar nu prea le mai găsim, pentru că cele care sunt naturale, naturale, Nu, eu mă refer. ajung în piață, dar nu toată lumea. Preferăm să cumpărăm rapid, în supermarket, la pungi, nici nu mai citim, luăm, mâncăm. Bine, ăsta e un obicei căpătat. Poate e bine să-l schimbăm. E ok, de exemplu, să te duci la piață, să zicem, acum. Nu avem siguranța 100% că ce vom lua și de la piață sau de oriunde, altundeva, este Eu nealterat. am de ani de zile oamenii de la care Așa, cumpăr. ok, ești Adică, fericită. Mai spune sursa ca să faci bine la mai multă lume. da, am să zic, Așa, am să scriu. da, așa. Dar ar trebui să căutăm alimente cât mai puțin alterate. Adică să nu avem în frigider chestii de asta procesate industrial, sos de salată, nu știu de care. Da. Și bulionul, dacă stai, sau sucul de roșii. Sau. Multe, multe din alimente pe care le găsim în galantare și care le luăm așa de bune, dacă stai să citești eticheta, întreb, Doamne, dar ce mănânc eu aici? Că nu Nu, recunoști dar de multe ori nici nu multe. înțelegi ce reprezintă chestiile alea, că te uiți Păi ca de-aia mâța în ziceam că e mai calendar. bine să păstrezi lucrurile simple, adică să Da. faci o mâncare gătită în casă, o ciorbă, o supă, un Pentru o felul doi. zi, adică nu neapărat. La noi, la Acum. România, am mai observat ceva, doamna doctor. Se face mâncare multă, se păstrează în frigider 2, 3, 4 zile să mâncăm mai mult din ea. E corect? E sănătos pentru organismul nostru În acest câteva stil? zile, da, în câteva zile, proprietățile organoleptice, adică caracteristicile acelei mâncări, nu se vor schimba. Dar nu o mâncăm săptămâna viitoare. Da. Așa. Eu mai sfătuiesc, acum oamenii sunt foarte ocupați și dau foarte puțin timp gătitului în casă. Unii, sau mulți, cel puțin aia care Da, mă întâlnesc eu. da. Îi mai sfătuiesc că ar putea să gătească într-o zi a săptămânii de weekend mai multe feluri de mâncare. Poți să congelezi porționat. Poți Da. pui la congelator și săptămâna viitoare te duci la serviciu și Dar mai nu își pierde cumperi. din Nu. calități Prin mâncarea congelare, în congelată? câteva zile, nu pățește nimic. Bun. Poate să fie o soluție pentru oamenii ocupați decât să mănânci cumpărat și suntem înconjurați la toate colțurile de stradă și în urma la Te trag colțuri, de mânecă, așa. da, de tot felul de mirosuri, de Da. covrigi, de. Așa, Gogoșele. eu pot spune din experiența pacienților cu diabet. Mănâncă un covrig și au glicemia 3-400 după aia. Pentru că și aluatul ăla nu-i preparat în fiecare zi. Bănuiesc că conține și zahăr. Cantitatea e prea mare față de cât ar trebui să mănânce pacientul respectiv. Și atunci nu este o soluție pe termen lung să tot improvizezi cu mâncarea. Cel mai simplu și mai bine ar fi, după părerea mea, să știi ce o să mănânci la masa următoare. Corect. Nu? Încă un aspect care cred că îi afectează mult și mă refer aici mai degrabă pe români.
în ceea ce privește alimentația, da, în cadrul afecțiunii și anume diabet. Amestecul acesta de carbohidrați cu proteine. La noi, la români, se face cartoful prăjit sau piureul cu friptura, cărnatul cu friptura, cu cartofii. Care e riscul în această combinație? De fapt, ce vrei să îmi spui este că mâncăm prea mult cartof, cred. Mulți cartofi mănâncă, foarte, cantități foarte mari de cartofi. La orice mâncare vezi cartofii. Da. Pentru că este una, noi nu suntem într-o țară în care să avem mai multe recolte de legume pe an, pentru că avem clima pe care o avem. Avem și legume suficiente, dar românul preferă cartoful. Preferă prin tradiție pentru cartof, fasole. Dar nu este cea mai... Ea este partea cartofului, este o legumă, partea alimentației sănătoase. De 2-3 ori pe săptămână, dacă mănânci o porție de cartofi, o să fie ok. Ce înseamnă o porție? Depinde de fiecare acum, nu? Exact. Dar nu, o porție înseamnă cam 100 de grame. Dar putem să ne gândim că mai avem și alte opțiuni. Da. În sezonul ăsta în care avem legume, am putea lua în considerare să congelăm pentru iarnă ardei, păstăi, da? Să cumpărăm ciuperci, să le congelăm. Da, bine, și găsim acum iarna revenind la supermarketuri, mai sunt și variante bio. Nu este neapărat greșită această combinație, dar la pacientul cu diabet ar trebui să fie atent la ce cantitate de cartofi consumă și cum o prepară, pentru că în funcție de cum preparăm și de ce cantitate consumăm, vom avea efecte diferite asupra glicemiei. Înțeles. Este cunoscut că un cartof copt în coajă și răcit va crește glicemia cel mai puțin. A, da? Cartofii prăjiți foarte mult, mai puțin piureul, da? Sau cartofii copți în coajă. Ideea ar fi, revin, să păstrăm lucrurile simple cu mâncarea. Și întotdeauna când mănânci cartof, orez, o paste sau fasole boabe, foarte important să nu mai pui pâine la masa respectivă, exact. Adică să nu mai încarci masa cu zaharuri și să ai în atenție să ai întotdeauna o salată alături, adică să crești aportul de fibre. Când aducem fibre, se va întârzia absorpția zaharurilor de la masa respectivă și nu vom mai avea vârfuri glicemice mari, ele vor fi mai mici, adică zaharul se va absorbi mai lent, fără să avem valori glicemice de peste 180 postprandial, care este o țintă la 2 ore după masă pentru pacientul cu diabet. Bun, mâncăm, suntem la masă, am mâncat, nu știm dacă avem sau nu diabet. Nu suntem diagnosticați, nu ne-am mai măsurat glicemia de ani de zile. Care ar fi starea, da, din corpul nostru, starea pe care o avem, după ce mâncăm și ne putem da seama că a crescut glicemia? Poate să scadă glicemia după ce mâncăm sau doar crește? Dacă nu ai tratament care să vizeze scăderea glicemiei și care să acționeze în anumite moduri, nu toate tratamentele pentru diabet cresc riscul de hipoglicemie, excepțional se pot întâmpla hipoglicemie. Astea sunt specifice, în general, stadiului de prediabet, adică atunci când tulburarea de reglare abia a apărut și există această disfuncție în eliberarea insulinei, care este disproporțională față de cât ai mâncat. Și unii pacienți în stadiul de prediabet pot să experimenteze hipoglicemie. Asta înseamnă o stare de rău instalată brusc, slăbiciune. Așa. Nu neapărat să fie toate semnele astea, transpirații, tremurături, la unii apare o vedere în ceață, alții simt o... De ce ai așa ceva? Vorbim după. Vorbim după. Alții pot să simtă o foame mare din senin. Deși au mâncat? Deși au mâncat, bine, nu imediat după masă, la un oarecare interval după masă, în general mai tardiv, la 2, poate 3 ore după masă și în general la mese la care s-au mâncat mulți carbohidrați sau zaharul. Și asta o putem confirma doar dacă dozăm glicemia la momentul la care persoana simte rău. Sau facem proba, mâncăm ceva carbohidrați, 10-15 grame de carbohidrați, da? Zaharul, sau bei un suc, sau mănânci un fruct, sau iei o lingură de miere.